Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază la Actualitatea Hunedoreană. Astăzi avem doi invitați, soț și soție, care vă vor povesti și ne vor povesti ce s-a întâmplat în viața lor și cum au reușit ei să aibă un țel și un sens în viață, în așa fel încât să aibă pentru ce lupta. Vă prezint invitații de astăzi. Doamna Daniela Gânțăgan, sărumile, bine ați venit, și domnul Gabriel Gânțăgan, soțul doamnei, președintele Asociației Ana Maria Teodora. Mulțumesc, care este fica dumneavoastră. Bine ați venit. Bun, haideți să începem cu o întrebare simplă. Când s-a înființat această asociație și care este rolul ei? Asociația Ana Maria Teodora s-a înființat în 2010. Și vine, ca să spun așa, în sprijinul fetiței copilor noastre, care au în principiu, probleme. După care am gândit o extindere spre alți copii și spre alte cazuri. Deci, prima dată această asociație a fost cu scopul foarte clar de a vă ajuta fetița dumneavoastră. Da. După aceea v-ați gândit că nu este numai ea în această situație și v-ați gândit și la ceilalți copii. Da, există aproximativ 400-500 de cazuri declarate în județ de copii cu dizabilități și până la 800, probabil, care restul nu sunt în niciun fel de evidențe. Există, dar nu sunt contabilizați undeva. Da, da, probabil că unii nu au nici acte sau... Asta a fost. Nu sunt în evidență luați. Și atunci, cunoscând multe cazuri, cunoscând oameni și probleme, am zis, haide să vedem ce putem face pentru ei. Să putem da o mână de ajutor. Așa am mers mai departe cu ideile, cu ceea ce ne-am gândit noi să facem. Doamna Daniela, vă rog să ne spuneți cum a pornit totul, ca să înțeleagă și telespectatorii care este situația de fapt. Vă ascultăm. Povestea a început acum 7 ani de zile, când s-a născut cea de-a doua fetiță a noastră, Ana Maria Teodora, care la 2 săptămâni după naștere a suferit 2 accidente vasculare cerebrale trombotice, care i-au afectat creierașul irreversibil. Pentru ea am pornit lupta pentru normalitate. Am încercat și sperăm că am și reușit, pentru că ea este la stadiu care merge de o mânuță. Recuperarea pentru ea a fost foarte, foarte dureroasă și lungă, și zile și plecări foarte multe de acasă, în centrele de recuperare din țară. Am încercat terapii. Deci, practic, dumneavoastră ați luat toate centrele de recuperare din țară la rând, cu speranța, haide, că până la urmă găsim unul care să potrivească pentru fetița noastră. Da, orice zi de recuperare pentru acești copii contează foarte mult. Ei trebuie să facă gimnastică de recuperare zilnică și ajutând să reușim, pentru ea asta a fost recuperarea, să se facă zilnică, și am încercat să găsim pentru ea tot ce este mai bun, în sensul că ea este diagnosticată cu paralizie cerebrală post-AVC ischemic, dar pe lângă acest lucru, la 4 luni, au sindromul a degenerat într-un sindrom West, care este o epilepsie foarte... o epilepsie gravă. Foarte gravă. Deci, ce determină această boală? Această boală, deci sindromul West este epilepsia cea mai gravă care poate apărea la nou născut, în sensul că Ana Maria avea undeva la 200 de crize pe zi, care cu greu, da, foarte greu am reușit să le oprim, și de atunci urmând... A trecut prin momente extrem de dificile, bănuiesc. Foarte, foarte, în sensul că copilul are nevoie 24 din 24, 7 zile din 7 zile să fii mereu lângă el. Pe lângă faptul că vezi copilul în situația asta, e și dificil de gestionat o criză de asta. Este pentru că care sunt, până acum cel sunt puțin... foarte multe medicamente care au apărut nu pe piață la noi,
pe piața din vest, unde de acolo ne și procurăm două medicamente, plus cele din țară, cu un cocktail format din 4-5 medicamente, am reușit să o ținem așa pe o linie de plutire foarte... Există șanse ca această teribilă boală să fie vindecată? Nu, epilepsia nu se vindecă, dar se deci poate... Deci poți să ameliorezi, da, să o ții în frâu și se poate trăi liniștit atâta timp cât îți iei medicamentația și mergi periodic la medic. Da. Am înțeles. Deci asta este un factor, pe lângă cea hemipareza care este datorată accidentului vascular. Aici se poate, aici se lucrează foarte mult. Se poate interveni, se poate ameliora foarte mult. Da, deci fizioterapia combinată cu hidroterapia, cu mecanoterapia, kinetoterapia, toate într-un cuvânt fac minuni pentru acești copii. Domnule Gabriel Bențegan, vreau să vă întreb cum și cine a venit, cum v-a venit ideea să ajutați ceilalți copii, sau mai bine spus, cine a venit cu ideea, dumneavoastră sau doamna? Sau amândoi v-ați gândit, uite, să-i ajutăm și pe alții? Aș vrea să vă pot spune, dar nu cred că mi-aduc aminte. În principiu a fost o pornire comună. Da, deci da. Am văzut cazuri, am văzut copii și de acolo a plecat toată ideea. Foarte frumos că ați avut generozitatea sufletească să vă gândiți și la ceilalți atunci când aveți și dumneavoastră probleme. Bun, și în cazul acum, de exemplu, în ce stadiu sunteți? Am văzut că aveți un proiect foarte drăguț. Deci am achiziționat un teren pe care acum 2 ani... Unde este situația acesta? Lângă castel. Lângă castel. La aproximativ 800 de metri de castel, drumul către Răcăștie. Terenul acela a trebuit adus la condiția optimă de lucru pe el. În acest sens am depus straturi întregi, aproximativ 370-380 de tracăre de pământ, care au fost nivelate în permanență. Ați băgat atâta pământ acolo? Da, pentru că ca să ajungem la o cotă bună pentru construcție. Acum este un platou frumos acolo, este împrejmuit. Am reușit să tragem în primă fază iluminatul, stradal, până acolo. Pe această cale vreau să mulțumesc primăriei și conducerii primăriei pentru susținere. A fost un drum comunal 115, care acum e transformat în strada gazometru numărul 6. De urmare, e o stradă afumătoare. Practic s-a mai mărit orașul. Da, s-a mărit un pic orașul. Am reușit cu ajutorul câtorva firme să facem un studiu geotehnic. Mulțumim mare pe această cale firmei respective. Spuneți-mi, aceste ajutoare le-ați primit în mod voluntar și gratuit? Absolut. Deci, în mare parte, da. În mare parte, da. Au fost oameni de suflet care au înțeles. Ce a determinat, există o anumită deschidere. Patron să facă acest gest. Există o anumită înțelegere pentru astfel de situații. Noi le-am explicat lor că nu dorim să facem numai pentru Ana Maria, dorim ca acei copii care nu reușesc nici cum să facă o recuperare, să putem să-i preluăm și să ne ocupăm de ei. Și atunci le-am explicat despre ce e vorba, cine suntem și ce vrem. Și au venit cu suportul și ne-au ajutat foarte mult, o să zic. Spuneți-mi, vă rog, un detaliu tehnic care este important pentru cei care ne văd și ne aud acum și poate ar putea să vă ajute. Atunci când o firmă, o persoană juridică sare în ajutorul dumneavoastră, are un avantaj pentru a se deconta, anumite... Da. Sunt niște cheltuieli, fără doar și poate. Există în special pentru firmele care au profit. Există 3 la 1000 din cifra de afaceri care pot direcționa către ONG-ul nostru. Noi sperăm acum să ne înțeleagă lumea că nu dorim absolut nimic în afară de a ne duce proiectul la bun sfârșit. Este un proiect de suflet. Aici vreau să punctez, fiindcă am văzut multă suferință. Și asta trebuie să înțeleagă lumea și din această cauză noi vrem să nu putem să difuzăm imagini cu copii în suferință, dar sunt absolut convins că
ar fi toată lumea impresionată dacă ar vedea așa ceva. Cam complicat. Sunt copii care n-au văzut lumina zilei, sunt copii care n-au făcut o oră de recuperare, sunt copii care, din nefericire, nu există suficientă bază materială pentru a face ceea ce am făcut noi. Ce să zic, sperăm să ne ocupăm, sperăm să intre cât mai mulți oameni în acest proiect și sperăm să-l vedem finalizat. Bun, spuneți-mi dumneavoastră până acum, de exemplu, cum ați reușit să ridicați acest proiect, din ce fonduri? Studiul geotehnic a fost prima fază. Deci în prima fază am contactat firme, mai multe, la care ne-au sărit în ajutor din Simerea o firmă, Sececara SRL, și au spus, venim și vă ajutăm, fără niciun fel de problemă. Ei s-au ocupat de tot, am primit această documentație, este studiu geotehnic făcut de către ei și trimis la Timișoara pentru avizare și pentru expertiză. Bun, cât timp v-au ținut la Timișoara? Foarte puțin, să știți adică că... faptul că există un proiect, nu e o noutate, dar motivația proiectului este extrem de diferită. Este întâmpinat altcumva acest tip de proiect față de altele. Absolut. Una e să-mi fac o fabrică de conserve și alta e să fac o bază de tratament pentru copii. Deci a avut o deschidere foarte mare. Au înțeles, ne-au văzut, au văzut și fetița și probabil că asta i-a mișcat mult. Bănuiesc că, atunci când se uită la dumneavoastră și vede că nu sunteți nici mai știu cum și... Contează mult. Fetița noastră, ați convins lumea. Avem determinare și nu ne putem opri și mergem înainte. Cum spun, la studiul acesta, în baza studiului acestuia, s-a declanșat următoarea etapă, prin care noi, iară, vreau să zic că Facebook-ul și internetul are un rol foarte important. Da. Prietenii noștri acum de la Târgoviște, Bogdan și Corina, iau casă. Deci prima dată ați apelat la Simeria, după aceea la Târgoviște. Deci am trecut în partea cealaltă și ei ne-au ajutat cu o documentație foarte vastă. Deci aici avem chiar toată documentația centrului cu tot felul de planșe și ei au muncit foarte mult la acest proiect. Vreau să zic că i-am contat și pe ei și s-au fost bucuroși și cu drag să ne dea o mână de ajutor. Valoarea unui proiect de acest tip, cam care ar fi? Să ne facem o idee. Valoarea proiectului este 2600 de euro. Cinstea lor, cu atât mai mult să vezi un patron care își lasă interesul firmei și al lui și le ajută niște și au un copil mic. Chiar săptămâna trecută ne-au vizitat și ne-am bucurat foarte mult. Deja se pare că v-ați și făcut prieteni cu ocazia asta. Sunt prieteni Ianei, de fapt, în principiu și ai noștri de suflet. Și după ce am reușit să facem acest proiect, a urmat faza de avizare, care e o fază destul de lungă, destul de complexă și, aș putea spune, și un pic costisitoare. Ați terminat-o? Am reușit să obținem toate avizele. Am reușit să obținem toate avizele, le-am depus. N-ați dat niciun cap pătrat care să spună nu? Deci vreau să vă zic că am dat de multe. Dumneavoastră sunteți foarte, foarte politicoși și extrem de pașnic, dar bănuiesc că... Încercăm să ne menținem pe linie. Da, într-adevăr a fost... Ați avut probleme cu de asta. Vreau să spun că acest proiect este un proiect mai deosebit și faptul că în același timp, în același loc, există 25 de copii, s-a pus o mare problemă. Da. Acum el, din punct de vedere structural, este ca o bază militară. Deci el e undeva pe 24 de pilon la 2,70 m adâncime în pământ. Construcția lui e foarte solidă și tot proiectul a fost retrimis spre verificare la un expert în proiecte, fiindcă s-a pus problema la un moment dat, dat fiind faptul că sunt copii cu dizabilități, ce facem? Și atunci s-a făcut un scenariu de urgență, s-a făcut o verificare integrală a proiectului, fiecare pagină în parte a fost discutată și ștampilată și semnată ca și bun de verificat și bun de lucru. Iar în final, după ce am obținut toate avizele, am reușit să le depunem la primărie, plătind taxa de autorizare de construcție și obținând o singură hârtie, asta, finală. Da, asta deci, e cea mai asta a fost cea mai adică trebuie să o înfăleați în plastică deja, deci aici are valoare foarte mare. Autorizația de construcție în mână, centru de zi pentru copii cu dizabilități. Deci asta e destinația clădirii. Da. Aici sunt toate datele și
Asta, după asta am umblat noi foarte mult. Și ne bucurăm tare mult că am ajuns în posesia ei. Doamna Daniela, vreau să vă întreb ce spun celelalte mame când vă întâlniți cu ele și spuneți, uite, domnule, suntem în faza asta, o să putem să ne ajutăm copiii să... Foarte multe mămici ne dau curaj și abia așteaptă să vadă centru ca să poată să vină din toată țara, deci și din Moldova, și din București, din Constanța, pentru că sunt foarte puține centre care sunt dotate la un nivel cât de cât european. Dotările, de unde le veți? Dotările sunt firme specializate. Exact, mă gândesc că există o aparatură specializată, pentru că medicală. Înainte, să spunem că o sală de gimnastică era dotată doar cu o masă, ne-am mai deșteptat un pic noi și există foarte multe aparate care ajută și kinetoterapeutul și copilul sau persoana care este în dificultate, pentru că există foarte multe dispozitive care ajută la mers, la orice altă mișcare. Deci sunt... am mai... ce să vă... Ce specialiști vor lucra în acest... Tot legat de proiect, da? Soția Dana și mama Anei a terminat balneofizio-kinetoterapie. Deci sunteți în meserie, în branșă, măcar aici nu trebuie să o plătiți pe doamna. Nu. intenționăm. Am înțeles că ea trebuie să facă gimnastică zilnică și de 3-4 ori pe zi, deci are un program foarte bine stabilit. Ați devenit specialistă în balneo... Am devenit specialistă văzând, furând de la alții. Înainte? Sunteți specialistă? Nu, înainte, nu. După. De nevoia De nevoia a trebuit să ne schimbăm un pic și... De profesie, ce sunteți amândoi? Eu am fost gestionar, asistent manager. Da? Jurist. Și dumneavoastră jurist. Da. Și acum v-ați orientat la 180 de grade, total diferit. Da, un copil îți schimbă viața câteodată și în bine, câteodată... Încerc să faci ceea ce este mai bine pentru el. Și pentru asta, normal că era mult mai ușor să învăț eu, să pot să lucrez zi de zi. Erau zile, poate, când ea nu se simțea foarte bine, să pot să plec câte 2-3 săptămâni la Oradea și atunci lucram acasă. Avem prieteni care sunt în domeniu, care ne ajută, care vin de câte ori se poate și lucrează cu ea. Am transformat, camera ei este un mic centru de recuperare, în sensul că are tot ce îi trebuie acolo pentru a se lucra cu ea. Spuneți-mi, vă rog, un copil care are problemele astea, similare, poate să trăiască și să fie și fericit dacă e înconjurat de oameni care îl îngrijesc, de oameni care da, iubirea pentru copil, indiferent cum este copilul tău, și tu o să-l iubești și o să ai grijă de el toată viața. Aici s-a pus de foarte multe ori problema că cea mare poate să aibă grijă de ea. Nu, niciodată nu am lăsat ca un copil să aibă grijă de alt copil. Nu, ești mamă, vei avea grijă de copil. Asta este mentalitatea mea, nu știu dacă o împărtășesc, dar majoritatea mamelor altcumva simte o persoană matură care e și mamă, că simte altcumva, e legată afectiv. Da. Și copiii aceștia, chiar dacă ei fac gimnastică, au momente de bucurie, de să se joace cu ceilalți copii. Au emoții firești. Absolut normal. Dar bănuiesc că trebuie și o sensibilitate deosebită și o răbdare de fier cu un copil cu probleme. Trebuie un pic, dar... Dumnezeu te întărește și poți să mergi. Așa e. Da, în fiecare zi zici, gata, nu mai pot. Din contra, a doua zi ești mai plină de viață și poți să-l ajuți în continuare. Și ea, când vezi un copil care luptă, nu poți să fii, să te uiți așa nepăsător. Din contra, lupți mai mult pentru ea. Și, într-adevăr, noi avem o fetiță foarte luptătoare, două fetițe foarte luptătoare. Da. Anul trecut a luat 21 de medalii la karate. Mare, da. Și o susține și pe bate tot. Da. Se compensează cumva. Încercăm să le împărcăm pe amândouă, să ne ocupăm și de una și de alta. Ana Maria nu vorbește.
Noi trebuie să înțelegem un limbaj non-verbal prin semne și prin gest, mimică, și atunci noi o să încercăm să le luăm, să eliminăm, de fapt, anumiți factori care ei poate nu-i convin și am stabilit oarecum un limbaj cu ea mai complex pentru mulți, da? Și limbajul corpului. Deci fiecare mimică, fiecare privire, gest al ei exprimă ceva și atunci tu, ca mamă, o recunoști și cunoști copilul ceea ce își dorește, orice, și mimica expresivă a ochilor, spun ceva. Și faptul că vor fi mai mulți copii care au aceleași probleme, îi ajută? Da, socializarea, socializarea pentru acești copii este foarte, foarte binevenită, pentru că de multe ori suntem un pic respinși și în... Așa e. Lumea este extrem de rea și copiii sunt cruzi. De obicei, când intrăm într-un parc, toată lumea se oprește, se uită și își continuă... Compasiunea asta câteodată e rău înțeleasă. Da. Da. Eu în loc să te comport normal cu un copil de acest tip, te uiți așa ca ăla la poarta, nu? Încet, încet începem și noi să-i percepem pe acești copii altfel. Uh-huh. Adică, exact ca și ceilalți copii. Asta trebuie să fie. Că are 2-3 orteze sau altceva dispozitive pe ei, lucrurile acelea îi ajută pe copii. Nu suntem contagioși, multă lume fuge de noi, dar... Informația aici... Este de bază. Trebuie să știe lumea, domnule, ăștia sunt copiii cu probleme, nu ne evitați, nu ne ocoliți pentru că ne faceți rău așa. Da. Avem de lucrat aici un pic. Spuneți-mi, statul român, cum sprijină acești copii cu probleme? Eu sunt un gest. Hai să vorbim glume. Nu, cred că sărim peste asta. Copiii aceștia cu paralizie cerebrală de obicei sunt încadrați în gradul de handicap grav, care le acordă, să spunem, șansa la un asistent personal. Acel asistent personal este mama. Cine poate să aibă grijă mai mult de un copil decât mama? Ea îl știe și atunci ea, în baza legii 448, este angajată ca și asistent personal care îi oferă un salariu lunar. Ce și-o curios cât e de mare salariu. Este 777 de lei pe lună. În care... Foarte, foarte nervoasă, vă puteți lua 10 kg de carne. Da. Cam 3 baxuri de Pampers cheltuim pe lună. Să nu uităm că copiii aceștia sunt purtători de scutece, au nevoie de minerale, de vitamine care... normal, nu sunt compensate nici măcar gratuite, au nevoie de foarte multe terapii costisitoare. E păcat că ținem pe banii statului o armată întreagă de lichele care n-au nimic, ba, la un moment dat stau și bine mersi, mai știu în ce merțan și cuteam cu de bani pe bord, nu plătesc nimic la stat și îi le dăm totuși ajutoare sociale. Și un copil care, într-adevăr, e cetățean al acestei țări, are probleme și se vede foarte clar, primește așa, aproape la joc. Vreau să completez ceva legat de părinți și de copiilor. Tot referitor la centru, vreau să vă spun că de-a lungul timpului am observat o chestie ciudată la părinți. Deci, în majoritatea cazurilor, cam 80% statistic vorbind, se destramă familiile de genul ăsta. Fiindcă apar probleme, începând de la baza materială, la altfel de probleme între ei și relația se distruge. Vrem ca tot în cadrul centrului să avem o altă clădire separată unde părinții să socializeze. Să tratăm sufletul. Părinților. Exact. Acolo trebuie lucrat prima oară. Eu așa văd lucrurile. Am primit și noi astfel de consultație, pot să zic, fără să vrem, și ne-am dat seama că ne-a făcut bine. Acum ne gândim pe toată perioada tratamentului, cât copilul va fi în centru, să avem niște profesioniști care să stea de vorbă cu părinții, să-i îndrume, să-i ajute, dacă nu într-un mod cât se poate de familiar. Deci să fim acolo ca o familie, o mică familie. Practic va trebui să existe niște relații extrem de calde și de apropiate pentru a avea succes în această acțiune care e extrem de delicată. De aceea nici n-am dorit ca să legăm centrul de o altă clădire din spital sau de alte clădiri. Centrul de recuperare trebuie să fie ceva extra, în afară, un loc în care vii cu bucurie, un loc în care să nu vezi boala,
decât pe cea care o ai. Și să te bucuri de natură, să fie foarte multă natură, verdeață. Chiar ne-am gândit ca anul acesta, prin octombrie, noiembrie, când încep să planteze pomii, să începem să punem puieți acolo și să facem un spațiu cât mai verde posibil. Deci, vă rog, acești copii care vor fi ajutați de dumneavoastră, cum vor locui acolo sau vor veni periodic, zilnic? Da. Cum v-ați gândit? Am în intenție ca să continuăm proiecte. De anul viitor ne apucăm de scris proiecte. Vreau să obținem câteva fonduri pentru achiziționarea unui microbuz. Noi vrem să-i preluăm, să-i ducem, să-i aducem. Să știți cum să nu-i lăsați, să nu rupeți de familie. Asta nu, nu. E important. Da. Transportul e o problemă în recuperare. Mulți nu-și permit transport. Noi, de exemplu, acum câțiva ani făceam recuperare la Deva și zilnic aproape zilnic să facem naveta. Mulți nu-și permit lucrul ăsta. E important pentru ca noi să avem în dotare o mașină de genul ăsta, să-i preluăm, să-i ducem, să-i aducem. Nu este un centru, este un centru de zi, nu este cu cazare. Ne gândim pe viitor, poate o să avem ceva parteneriate cu hotelurile din zonă, unde se poate să bănuiesc că dacă vor veni copii din alte părți, copii care să necesite un tratament de durată determinată, care să îi ajute, mă gândesc de două săptămâni, o lună sau așa, la un moment dat n-ar strica să aibă unde să stea. Să știți că am stat și la mănăstire. Deci am stat un an de zile. Când s-a deschis și centrul de la Alba Iulia, un an de zile am cam stat acolo, la mănăstire, cu măicuțele. Aveam un pat și o masă. Nici nu contează ce este pe lângă, contează ca și copilul tău să aibă parte de recuperare. La Alba Iulia este un centru privat pentru cei din afară. Acolo beneficiază 25 de copii de gratuitate. Sperăm să reușim și noi acest lucru, să copiii să fie integrați în centru de zi de la noi. Și sperăm să facă gratuit. Deci asta e intenția noastră. Sub orice formă, copiii vor trebui să facă gratuit recuperare. Există o anumită... Pune problemă extrem de spinoasă a suportării costurilor. Orice clădire costă. Da. E întrecerea, utilitățile. Deci, așa, după care oamenii... Bun, eu pe doamna o înțeleg că are suflet mare și e motivată până la Dumnezeu, dar sunt alte persoane care sunt necesare ca specialitatea lor să fie acolo, care nu pot să vină, trebuie să fie remunerate. O să încercăm un parteneriat cu școala post-liceală din Hunedoara, când va fi nevoie, fiindcă au domeniul care pe noi ne interesează. O să aducem niște specialiști din alte părți momentan să lucreze acolo. O să încercăm să instruim persoane, să aducem la un nivel cât mai înalt în pregătirea lor și sper să fie un centru unde, într-adevăr, să fie excelență. Deci vrem pe cei mai buni acolo. Clar. Bun. Haideți, spuneți-mi, vă rog, să înțelegem și noi, cei care nu știam de acest tip de activitate, cum veți finanța această activitate, care este extrem de grea și extrem de costisitoare și mai ales cum ați putea fi ajutați? În primul rând putem să plecăm de la premisa că acest centru este o prioritate. Sunt 800 de copii cu nevoi. Noi trebuie toți să ne implicăm în sensul în care putem da o mână de ajutor, indiferent, cu o vorbă, cu o idee, cu orice. Clădirea aceasta, la momentul la care va fi dată în folosință, va fi trecută de utilitate publică și automat va fi finanțată din alte surse. Sperăm ca și prin Consiliul Local sau Județean să găsim deschidere, posibil sponsori, posibil oameni de bine din țara asta care pot să dea o mână de ajutor. Momentan suntem la stadiu de a investiga și a găsi sursele, potențialele surse, dar cum spuneam, în principiu există posibilitatea și calea legală prin care noi putem să o declarăm de utilitate publică și automat să o finanțăm. Toată partea de proiecte și de dotare, de utilare, ne vom ocupa din momentul în care clădirea va fi la roșu, deja proiectele vor fi înaintate și sperăm să... Vă bazați foarte mult pe proiectele europene care să vă ajute la utilare și la... Da, există și se vor deschide pe sănătate câteva surse și noi nu trebuie să le ratăm, sub nicio formă. Da.
Trebuie să vezi cu ochii acum pe monitoarele Ministerului. Da, deci ne vom ocupa într-adevăr de asta. Dacă există persoane care au mai lucrat pe partea de proiect. Cum puteți fi ajutat de către societatea civilă și de către acești sponsori care sunt așa de doriți de foarte multă lume? Câteodată chiar degeaba. Orice persoană se poate implica în proiect. Nu este proiectul nostru, e un proiect a tuturor. Chiar dacă am început noi, nu are nicio... poate nicio relevanță. Dacă cineva care se uită acum la noi ar dori să vină voluntar să vă ajute, ați putea să folosiți acea persoană? În principiu, ca muncă fizică... Știți că este legea voluntariatului, da, deja da. Funcționează și mă gândeam că poate... Da, ar fi posibil să întocmim o bază de date, fiindcă asta chiar de câteva cam zile de ce anume ați avea nevoie? De ce specialități? Sper ca în două luni de zile să reușim să ridicăm fundația. În principiu, această clădire are undeva la 12 tone de fier și beton, cofrage, sârme, tot ce ține de partea de construcție. Sperăm ca până în iarnă noi să avem fundația turnată acolo. De aceea toate firmele de construcții care pot interveni, pot să ne contacteze, găsim un mijloc legal, orice sursă și cu orice pot ei veni în... De există modalități foarte clare să evidențieze, uite, asta atât a dat firma mea către acest centru. Va fi totul transparent, fiindcă nu vrem să existe discuții. O să creăm chiar acum o să urcăm pe niște servere, toată partea de documentație. La această activitate am constatat că marele rău care se poate face este să nu fie transparență totală și l-am dat să fie câte un cap de ăsta pătrat. Da. Câte un berbec de ăsta care să spună, las că știu eu ce se face acolo, uite așa se învârt banii pe acolo. Aș fi de acord și să nu accepte nimeni că poate un om să aibă o idee nobilă și... Nu, deci aș fi de acord și chiar cu bucurie aș da tot proiectul și toată documentația unei persoane potente care aduce la sfârșit proiectul. Deci aș fi o bucurie mare. Acum, nu mulți se aruncă la așa ceva, fiindcă sunt niște costuri. Și atunci luăm pe bucăți. Cât se poate, de unde se poate, adunăm și punem la un loc. Ați fost contactat până acum de... știu, anumite asociații sau cercuri sau grupuri de oameni. Avem un grup pe care suntem și noi afiliați acolo, unde sunt câteva mii de persoane cu dizabilități. Toți ne așteaptă și ne urmăresc să vadă ce facem. Sunt foarte interesați. Le-am propus tuturor celor care vor să ridice centre în țară, cu ajutorul arhitectului nostru, a oamenilor de bine care ne-au ajutat, putem să furnizăm documentația în condițiile în care ei vor construi un același centru, tot pentru copii din țară. De contacte, avem câteva contacte, multe din ele nu s-au concluzionat prin efecte imediate, dar suntem în discuții și sperăm să le fructificăm cât mai repede. Numai timpul trece, autorizația pe masă... Dacă cineva ar dori să vă contacteze pe dumneavoastră, la ce adresă de e-mail ar putea să vă găsească? O să dăm și câteva telefoane. Telefonul meu de contact, nu contează cine sună, bucuros de toate, este 0722 465194, Gabriel Gânțărea mă numesc, și adresa de mail este maxgabi@arondiahu.com. Deci acolo o să le răspund tuturor. Am primit contacte de la firme din toată țara, în sensul că mi s-au ofertat, dar atât. Spuneți-mi, Crucea Roșie ar putea să vă ajute cu ceva? Este posibil, este posibil să ne ajute la modul la care putem să preluăm de la ei anumite articole medicale. Există mecanici. Și au câteva sectoare care se ocupă de... Primordial este să ridicăm prima dată centru și după aceea cred că... În momentul în care va fi la roșu, ne vom împărți în două echipe. Puteți să arătați, uite, asta e ce am făcut noi, asta vrem să facem și atunci sunteți credibili. Am, săptămâna asta urmează să transformăm în engleză și în germană partea scrisă proiectul și îl vom promova și în Germania, în țările mai dezvoltate. Sunt convins că în aceste țări veți... Unde există deschidere. Va fi un larg ecou. Sunt extrem de sensibili. Da, avem niște oameni din media care vor să ne susțină și vom face niște reportaje în sensul ăsta și încercăm să ajungem și pe televiziuni naționale, dacă se poate, ca toată lumea să vadă că vrem să facem un lucru bun pentru copii și nu se știe niciodată cine poate să intervină și atunci
rezolvăm o problemă care, într-adevăr, e o problemă vitală. Bun. Doamna Daniela Gânțegan, vă rog să-mi spuneți familiile din care provin acești copii cu probleme, în general, din ce categorie socială fac parte? Sus, de mijloc? Sau necazul lovește fără lovește, să te întreb. Poți să fii și sus și poți să fii și jos, la fel lovește. Sunt familii care sunt foarte sus, dar sunt familii care... Sau aceleași necazuri ca și necazurile sunt identice. Aș vrea să vă întreb, atunci când se întâlnesc două familii de acest tip, dar una este very high și cealaltă is very poor... Se încearcă, să știți, se egalizează relațiile. De obicei, familiile care sunt foarte sus încearcă să ajute. Chiar dacă ei au același tip de probleme. Aici este... Necazul sensibilizează. Se leagă prietenii care durează. Deci astea sunt prietenii care durează foarte mult. Am fost și noi în centre în care erau oamenii foarte, foarte high și eu nu pot să spun că suntem din niște oameni suspuși. Din contră, suntem muncitori, luptăm, facem ce trebuie, dar au încercat și am ajuns la un moment dat de nu ne-am mai dat seama de fapt că ei sunt foarte sus și noi undeva mai jos. Și am rămas prieteni. Pot să zic că prieteni. Din toți copiii pe care îi aveți dumneavoastră în evidență, cât s-ar putea să fie recuperați? Cât mai mult? Cât mai mult? Un procent așa aproximativ. Recuperarea, să știți că nu neapărat țelul contează să meargă în picioare. Recuperarea și bucuria este că a ridicat o mână sau că s-a ridicat de jos sau orice altceva. Te înveți cu, să te deci noi ne bucurăm puțin. De puțin. Deci puținul acela contează. Deci, să spunem, la Ana Maria a muncit 3 ani să stai în fund, care un copil sănătos îl face în mod voit pe la 6 luni. Noi am muncit 6 luni, 3 ani să poată să steie în fund și încă vreo 3 ani să se poate ridica în picioare. Deci independența este cel mai greu de atins. Da. Acest tip de afecțiune marchează un copil o viață întreagă. Va trebui tot timpul să fie flancat de din cineva. Din nefericire, da. Asta. Și din nefericire, iar recuperarea, cum spuneam odată mai de mult, durează o viață. Nu știi rezultatele. Epilepsia e o boală destul de perversă. Adică acum ești bine, ești în picioare și în următoarea secundă ești jos. De aceea tot timpul noi corelăm greutatea anei cu tratamentele care le dăm, cu observațiile care le facem și în permanență se schimbă, se reușesc, intră un tratament nou, iese unul din schemă. Noi facem în permanență chestia asta. Asta e un lucru care nu-ți dă o siguranță. Despre această boală eu știu că la un moment dat se datorează dezbrăcării fibrei nervoase de învelișul de mielină care... Da. Și acest procedeu se pare că a fost pus la de reparație, așa, este în Marea Britanie pe cale de a se pune la punct. M-ar bucura să înainteze acești savanți, dar, cum spuneau și ei, este doar un mic pas, pentru că una e să lucrezi pe anumite viețuitoare și alta e să te duci la... Ne-am bucurat ca celulele STEM la un moment dat să-și facă treaba. Și chiar credem că există un viitor pentru astfel de afecțiuni. Acum câți 3 ani aveam programare la clinica din Düsseldorf pentru transplant de celule STEM. Din nefericire, clinica a fost închisă din cauza unui deces. Și atunci, efectiv, nu mai știam ce să facem. Era o speranță pentru noi că vedeam pe site-ul clinicii că copiii s-au recuperat după acest transplant. La noi a venit, să putem spune că pentru Ana Maria, oxigenarea hiperbarică a dat rezultate foarte bune. În sensul că noi când am plecat la Constanța, Ana Maria nu știa nici cum o cheamă. Pe partea psihică nu se putea, deci nu aveam niciun răspuns de la ea, nici prin mimică, prin absolut nimic. După 15 ședințe și-a recunoscut numele. Deci iară este un pas. Noi ne bucurăm așa de pașii ăștia foarte, foarte mici. Într-adevăr, și oxigenarea hiperbarică este o
terapie foarte scumpă. Cât costă o ședință, doamna? 400 de lei, doamna. 3 ore de oxigenare. Fără restul cheltuielor, transport, cazare. Nu mai punem. Deci, am constatat că într-un tratament de tipul ăsta, la un moment dat, deplasarea și cazarea pot depăși costurile tratamentului. Așa este. Când am plecat la Constanța, cea mai ieftină cazare am găsit-o la 120 de lei. Da. După aia am căutat firme de catering pentru că era hotel și undeva la 9.000 de lei a fost 15 zile de tratament și noi avem făcute până acum 46. Așa e că dacă vă uitați în urmă, doamne, și trageți linie, cât am cheltuit, deci, la un moment dat spui, eu n-am avut bani. Am pierdut pentru că sunt în fiecare zi, pui gimnastica, pui medicamentele, nu se poate. Cineva trebuie să știe că copiii aceștia solicită foarte mult partea financiară și dacă nu încerci să faci jos de partea financiară, poate o viață întreagă te gândești oare cum ar fi fost copilul meu dacă făceam terapia aia sau terapia cealaltă. Bun. Cum se descurcă o familie mai puțin instruită? Cu mai puține șanse de realizare? Sunt centre care sunt foarte bune, care țin de Ministerul Sănătății, cum e cel de la 1 mai, unde se face terapie 21 de zile, deci 3 săptămâni. Sunt centre în țară, într-adevăr, nu au partea cea nouă care a apărut, mecanoterapia, deci nu au foarte multe dispozitive medicale care să-i ajute. Dar există kinetoterapeuți foarte buni și se poate lucra. Și se apa. Poate lucra. Apa care la 1 mai face minuni. Da. Dumneavoastră, de exemplu, v-ați gândit cam ce set de specialiști va trebui să aveți? Da, avem inclusiv camerele. Deci toate camerele au un flux. Avem sală de kinetoterapie, avem sală de mecanoterapie, o să avem dumneavoastră bazin. Deja vedeți. Da, noi oricum le avem toate puse acolo. Da. Dați-mi să arăt eu camerei. Așa. Acesta este un proiect cu clădirea pe care o să scăsăm mai mult. Așa. Deci așa va arăta. Va fi cameră de fizioterapie, masaj, parafină, sală de luat masa, pentru că trebuie să le gândim că acești copii au nevoie și de pauză. Aici sunt fluxurile. Da. Cabinete medicale. Deci am încercat să împărțim spațiul într-un flux așa în care fiecare și copil... Și modul în care este împărțită această clădire, au încă foarte multe planșe, dar se observă mai greu la această lumină. În orice caz, vă asigur că e un proiect foarte complex și extrem de bine gândit. Deci, revin la întrebare, câți specialiști veți avea? 2, 3, 4, 5, 10? 14 în prima fază. Da, sunt cei care se vă ocupa. Avem prevăzute în discuțiile noastre și, foarte important, kinetoterapeuții hidro. Avem mai puțin de 2 minute din această emisiune. Ați văzut că nici măcar n-ați simțit. Nu ne-am dat seama, au trecut prea. Acum, haideți să fim un pic foarte practici și să faceți dumneavoastră un apel către cei care vă pot ajuta. Vreau să spuneți de ce ați avea nevoie. Mi-ați spus, de exemplu, că aveți nevoie de fier. Da. În principiu, nu solicităm. Rugăm, că sună mai bine. Da. Firmele care pot interveni. În prima fază, noi sperăm să reușim să turnăm fundația. Deci anul ăsta, până nu vine frigul, sperăm să reușim să turnăm fundația. La fundație ne trebuie aproximativ 12 tone de fier, betonul, se fac armăturile, cofragele, dacă există firme de construcții. Deci firme de construcții care pot să vă ajute. Nu? Depozite care iară pot să intervină. Îi rugăm să ne contacteze pe orice cale posibilă. Vrem, într-adevăr, să facem un proiect pentru Hunedoara, pentru copiii Hunedoarei. Va fi totul la vedere și... Dumneavoastră sunteți persoană juridică. Și trebuie să înțeleagă cei care vor să vă ajute
că există modalități foarte clare de a deconta anumite cheltuieli, de a evidenția ce s-a dat, ce nu s-a dat, da? Da, da, da. Deci asta, în prim plan, vreau să evidențiez că tot ceea ce va intra aici în centru va exista o evidență foarte clară, fiindcă există multe capete, cum spuneam într-o emisiune. Revin la întrebarea cu voluntariatul. V-ar ajuta ca persoanele care ar dori să facă voluntariat să vă contacteze? Absolut. Noi ne-am dotat cu aproximativ tot echipamentul pentru construcții, inclusiv cu mașina de transport și construcția o vom ridica oarecum în regie proprie la un moment dat. Și de aceea voluntariatul... Îmi spuneți, vă rog, dat adresa de e-mail. maxgabi@yahoo.com Max cu 2 de X. Dacă se scrie Ana Maria Teodora, avem blogul fetiței. Ana Maria Teodora, da? Da, blogspot.com. Acolo există... Și filmulețe. Și filmulețe, efectiv, de unde am pornit și unde... Dumneavoastră sunteți obligați să fiți activi. Da. Să fiți sănătoși. Da, deci nu te poți îmbolnăvi. Nu aveți timp. Nu ai voie. Nu prea. Așa. E extrem de interesantă ideea dumneavoastră de a face consilierea cuplurilor care au copii cu probleme pentru a nu claca. Pentru că nevoile și presiunea continuă, la un moment dat, pot să determine ceva. Da, știm. Noi ne-am trăit foarte mult faptul și că mai avem încă un copil pe lângă Ana Maria. Doamnă, un ultim cuvânt din partea dumneavoastră către cei care ne văd, pentru că este impresionant să auzi o mamă care are să-ți spună ceva. Vă ascultăm. Legat de centru, într-adevăr, toți copiii au nevoie la o șansă de recuperare și sperăm cu ajutorul tuturor să putem ridica centru în care copiii vor avea parte de recuperare. Și sperăm să ne ajutați. Să ne susțineți. Și să ne susțineți. Dragii mei, doi oameni minunați pe care greu poți să îi crezi că au probleme care le au, deoarece sunt, uitați-vă, frumoși, foarte distinși și destinși, dar care, într-adevăr, au o luptă de dus și cu sănătatea propriului copil, și mai ales cu sănătatea multor altor copii și s-au hotărât ei să ajute acești copii cu probleme. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru generozitatea de care dați dovadă și pe care ați adus-o aici cu noi. Noi vă mulțumim. Ne-ați spus de un real ajutor și mulțumim tuturor celor care au avut timp și răbdare să uite la noi și sperăm într-o mână de ajutor care se va concretiza în acest proiect. Încă o dată, unde puteți să fiți găsit, pe ce număr de telefon, foarte repede, scurt. Deci Ana Maria Teodora, scrie pe Google și găsește toate datele Ana Maria noastre. Ana Teodora, Google. Vă mulțumim mult. Play. Dragii mei, vă mulțumesc și eu dumneavoastră pentru atenția acordată. A fost o emisiune deosebită, plină de suflet și generozitate. Ne vom întâlni mâine la ceașură. Până atunci să ne auzim cu bine. La revedere! La revedere!